lucrărilor de construcție a complexului radioterapeutic de la Institutul Oncologic la microfonție interstitutului Alana Mencoză. Bună ziua, stimate domnule ambasador, excelență, domnule Longzon, stimați colegi, reprezentanți ai colectivului, eu vreau să încep cu o frază foarte scurtă și simplă. Am promis și am făcut. Deci, începem. Astăzi anunțăm lansarea lucrărilor de construcție pentru a avea un nou bunker, pentru a instala, acolo sunt două camere, pentru a instala două acceleratoare lineare, care sunt extraordinar necesare, aș zice, ca aerul, ca oxigenul pentru pacienții oncologici, care la momentul de față sunt deserviți în tratamentul radioterapeutic doar de un singur echipament. La moment, Institutul Oncologic are la dispoziție două echipamente, unul procurat în 2009, care, din câte cunoșteam, era în reparație și nu știu dacă va putea fi reparat, deoarece este foarte depășit și a fost utilizat la maximă capacitate, iar altul este cel procurat de către Guvernul Sandu în 2019, care iarăși lucrează extrem de intens și foarte des deja intră și el în reparații. Deci a fost un lung foarte greu, deoarece sunt necesare resurse financiare pentru a procura aceste echipamente care au costuri în dependență de specificațiile tehnice de la 2 milioane până la 5 milioane de euro. Vă dați seama că țara nu este atât de bogată ca să dispună de aceste resurse financiare și am apelat la ajutorul diferitor parteneri internaționali care s-au mobilizat și este o istorie foarte frumoasă care adesea este oferită ca exemplu pe diferite platforme internaționale, cum noi am putut să utilizăm banii unui cu totul altui fond, Fondul Global de Luptă contra Tuberculozei și HIV-SIDA, și ei ne-au donat anul trecut o sumă de 1.118.000 de dolari ca să fie transferați către Agenție Internațională pentru Energie Atomică, care restul banilor au fost alocați de către dumnealor, astfel fiind deja procurat primul echipament. Deci problema care exista era lipsa spațiilor, care sunt foarte specifice din punct de vedere tehnic al construcțiilor de protecție, pentru faptul că aceste echipamente emană radiație. Și ultimele bunkere în Republica Moldova, de fapt în fosta Uniune Sovietică, au fost construite undeva în anii 50 pentru echipamentele vechi. Grație domnului ambasador și îi mulțumesc pe această cale din toată inima mea și din partea tuturor pacienților și societății, deci medicilor, pentru acest efort de a ne susține în această construcție și nu doar în oferirea sumelor de bani, deci construcția va costa 59 de milioane de lei și o parte destul de importantă și consistentă de 37 de milioane este oferită cu generozitate de către Ambasada Statelor Unite, deci sunt banii Departamentului de Stat, sunt banii Guvernului Statelor Unite, a cetățenilor americani și de asemenea dumnealor, ca să simplifice procedurile și să le facă într-o perioadă mai urgentă, deoarece acest echipament este necesar ca aerul, subliniez încă o dată, pentru sistemul nostru oncologic din Republica Moldova, dumnealor au realizat procedurile de tender și iarăși mulțumesc pentru aceasta, deoarece au fost efectuate într-un timp foarte rapid și dumnealor au identificat compania care va efectua aceste construcții și aici pe ecran puteți vedea proiectul și cum va arata deci, acest edificiu. Eu țin să mulțumesc din suflet tuturor celor care au contribuit pentru ca să avem aceste echipamente și, după cum vedem, sunt mai mulți oameni. Vreau să subliniez că restul sumei care rămâne neacoperită din cele 59 de milioane va fi acoperită din contul sistemului nostru de asigurări medicale și, dacă vor mai fi bani necesari, de asemenea, din bugetul de stat. Am demonstrat că, punând alături inimile noastre,
putem construi lucruri extraordinar de mari. Suntem bucuroși și suntem mândri că am putut realiza într-un timp atât de scurt atât procurarea primului echipament, cât și deja lansarea construcției. Și acum suntem în identificarea fondurilor pentru al doilea echipament. El este aproape găsit, la timpul potrivit o să vă anunțăm, astfel ca să putem instala la sfârșitul construcției aceste două importante acceleratoare lineare. Conform datelor Organizației Mondiale a Sănătății, care au făcut o analiză a situației ceva ani în urmă, Republicii Moldova erau necesare 8 echipamente de acest tip. Dacă, să zic, nu exagerăm și luăm măcar să atingem o medie, asta ar însemna că ar trebui să avem 5 echipamente instalate în Republica Moldova. Am început, suntem bucuroși să lansăm această construcție și să avem acest eveniment. Sperăm că construcția se va finaliza tot atât de repede cât au demarat toate celelalte lucrări birocratice pentru a o pregăti și trebuie să concentrăm cât mai multe tehnici, medicamente și posibilități de a trata maladiile oncologice acasă, gratuit, din Fondul de Asigurări Obligatorii de Asistență Medicală. Mulțumesc, domnule ambasador, din toată inima noastră! Cuvântul se oferă excelenței sale, ambasadorul Statelor Unite al Americii în Republica Moldova, Chad Lawson. Mulțumesc! Doamnă ministru Nemirenko, stimați colegi, vă mulțumesc pentru invitația la evenimentul de astăzi. Protecția sănătății, populației și a familiilor este o componentă esențială a reformei și a agendei de integrare europeană a Republicii Moldova. Un sistem de sănătate modern și de înaltă calitate se afla în centrul oricare economii prospere. Statele Unite se mândresc de cooperarea cu Republica Moldova și partenerii internaționali pentru a oferi profesioniștilor moldoveni din domeniul medical noi instrumente necesare pentru un tratament avansat și eficient al cancerului. Acceleratoarele lineare care vor funcționa în curând în această unitate aduc în Moldova nu doar capacitații de ultima oră în tratamentul cancerului, dar și o fac fără riscurile radiologice aferente tehnologiilor mai vechi. Prin Administrația Națională de Securitate Nucleară a Departamentului pentru Energie, Statele Unite donează buncarul în care se vor afla în condiții de siguranță acceleratoarele în liniare donate de Agenția Internațională pentru Energia Atomică și Uniunea Europeană. Nu există un exemplu mai bun de cooperare între donator și organizațiile internaționale pentru a perfecționa tratamentul cancerului și a reduce riscul radiologic în Moldova. Aș vrea să mulțumesc doamnei ministru Nemirenko și Ministerului Sănătății pentru rolul de lider în procesul de modernizare a sistemelului de sănătate al Republicii Moldova. Generații de cetățeni moldoveni vor avea beneficii datorită efortului pe care îl depunem astăzi pentru o Moldova prosperă, sigură, democratică și sănătoasă. Vă mulțumesc! Stimată doamnă ministru, excelența dumneavoastră, domnule ambasador, stimată audiență, dragi colegi, eu în calitatea mea de șef departament radioterapie aș dori să menționez că asistăm la o nouă etapă de evoluție a serviciului de radioterapie din Republica Moldova în vederea realizării obiectivului 3 al Programului Național de Control al Cancerului 2016-2025,
ceea ce ar spori accesul populației la serviciile de radioterapie, ar micșora listele de așteptare a pacienților care la moment sunt în jur de 5-6 săptămâni de așteptare. Mai mult ca atât, datorită tehnicilor moderne, vom lărgi spectrul de servicii radioterapeutice, care ar deveni și mai atractiv pentru cadrele tinere. În acest context, în parteneriat cu Universitatea de Stat Medicină și Farmacie, vom consolida curicula de instruire a medicilor rezidenți radioterapeuți, instruirea tehnicienilor în radioterapie, care sunt niște specialiști cu un specific deosebit, posibilitatea instruirii tinerilor specialiști radioterapeuți și peste hotare, ajustare și revizuirea protocolelor clinice naționale existente, în așa fel ca metodele de tratament să fie actualizate permanent. La estimarea experților misiunii OMS din aprilie 2022, cum a menționat și doamna ministru, s-a constatat că pentru a ne alinia cerințelor internaționale, Republica Moldova ar avea nevoie de 8 acceleratoare. La moment, în Institutul Oncologic este unica instituție care prestează astfel de servicii. Departamentul nostru dispune la moment doar de 3 instalații de radioterapie externă. Un aparat Teragam cu sursa radioactivă Cobalt 60 instalat în 2000, un accelerator linear instalat în 2009, cu dumnealui avem foarte des frecvent probleme tehnice, și al doilea accelerator instalat în primăvara anului 22, ambele cu tehnici 3D, dar ultimul modernizat, dotat cu un sistem de ghidaj imagistic și tomografie computerizată integrată, care ne-a dovedit cât de semnificative sunt tehnicile moderne în eficacitatea, precizia tratamentului și toxicitatea minimă pentru pacient. În cadrul cooperării tehnice cu Agenția Internațională a Energiei Atomice, prin proiectul MOL-6011, a fost procurat un aparat nou, un accelerator, tehnica 3D pentru servicii de brahiterapie, care e în proces de instalare. La fel a fost procurat acceleratorul nou, despre care am discutat și va fi instalat în luna octombrie 2024, cu tehnici noi, IMRT VIMAT, care nu a fost posibil așa servicii în Republica Moldova, și care ne vor permite livrarea unei doze de tratament mult mai adaptate nevoilor pacientului, cu suportul considerabil al Ministerului Sănătății, pentru care suntem foarte recunoscători și vă mulțumim pentru contribuția dumneavoastră. Instalația acestui accelerator însă este condiționată de condiții speciale, de spații speciale, construcția unui bunker, care la moment nu există. Instalațiile funcționale sunt amplasate în bunkere care au fost construite în anii 60. Simt necesitatea de a mulțumi încă o dată Ministrului Sănătății, în personal doamnei ministru, ambasadei Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova, Guvernului Statelor Unite Americii și poporului american, tuturor celor implicați în realizarea acestui proiect ambițios pentru contribuția dumnealor și depunerea primei pietre de temelie a noului complex de radioterapie în cadrul Institutului Oncologic, care va spori considerabil capacitățile clinicii și calitatea serviciilor radioterapeutice pentru Republica Moldova, cât și pentru persoanele refugiate din Ucraina cu necesități de astfel de servicii. Aș menționa și efortul administrației Institutului Oncologic și întregii echipe de implementare, fără care nu ar fi fost posibil acest proiect. Dovadă cât de puternică poate fi o echipă, cât de puternici putem fi noi, oamenii, atunci când ne unim eforturile și ne dorim foarte mult pentru a schimba lucrurile spre bine. Mulțumim tuturor! Și să ne fim un caz bun în realizarea acestui proiect. Mulțumim și acum vă invităm să vizitați amplasamentul complexului radioterapeutic.